Referitor la scenariu pozitiv în care, într-adevăr, Ucraina va câștiga și se va putea îndrepta către Occident, așa cum a declarat chiar zilele trecute președintele Zelensky. A spus că dorește că exclude orice negociere cu Rusia și dorește ca Ucraina să fie, după câștigarea războiului, membră a NATO și a Uniunii Europene. Este, tehnic vorbind, este posibil într-adevăr să adere atâta timp cât există niște conflicte la graniță, sau este doar o declarație politică? Bine, domnul președinte Zelensky ești într-un moment în care trebuie să-și încurajeze populația și trebuie să le ofere o perspectivă. Deci are mai mult un iz politic. Ca să aderi și la UE și la NATO sunt două criterii mari. Unul, trebuie să vrei, și doi, trebuie să poți. Din ce înțeleg, și-au exprimat intenția, dar haideți să vedem că este o intenție exprimată pe termen mediu. Haideți să vedem că este o intenție a Ucrainei ca, indiferent dacă va mai fi sau nu va mai fi după următoarele alegeri, domnul Zelensky președinte, că Ucraina va dori în continuare să facă parte din cele două structuri. Și mai este elementul legat de a putea, ca să intri și în UE și în NATO, sunt anumite criterii pe care trebuie să le îndeplinești. Într-adevăr, ca un semn și simbol al solidarității noastre față de Ucraina, Ucraina a primit mai ușor statutul de țară candidată. Dar de aici și până la a deveni membru, candidat la Uniunea Europeană, dar de aici și până a deveni membru, mai e un drum foarte lung în care sunt niște reforme care trebuie să se facă, în care sunt elemente legate de corupție care trebuie îndepărtate, în care trebuie să existe o stabilitate strategică pe termen mediu. Adică sunt și conflictele de la graniță, evident, dar și intern sunt foarte multe lucruri pe care Ucraina trebuie să le facă și Republica Moldova pentru a adera la Uniunea Europeană. În lipsa lor va fi foarte complicat de realizat, mai ales că pentru ambele entități trebuie să existe și o unanimitate. Și uitați-vă cât de complicat este România cu Schengen-ul. Și nu e un drum atât de ușor de parcurs. Poate că 2024 va aduce schimbarea de care și România și pe linie externă se simte nevoia, ținând cont, vom avea în 2024 alegeri în Statele Unite, vom avea europarlamentarele, adică se schimbă componența Parlamentului European, vom avea la noi toate cele patru alegeri, cum ați menționat, și inclusiv în Rusia o realegere, să-i spunem. Acolo cred că e mai clar care va fi rezultatul. Deci nu considerați că într-o eventualitate în care Ucraina ar putea câștiga războiul și s-ar apropia Occidentul sau valorile occidentale, mai bine spus, s-ar apropia de granița rusească, credeți că ar fi posibilă o schimbare a președintelui Vladimir Putin chiar prin alegeri? Rusia e un mastodont, deși majoritatea populației este concentrată în zona europeană până în Ural, e totuși o țară care se întinde pe dimensiunea bucății de Europa, dar și a Asiei. Mai mult decât atât, cred că la Kremlin s-a creat un sistem destul de etanș și al puterii și al influenței, în care capitalul, politicul și administrațiile locale sunt într-o frăție foarte, foarte clară și cred că că va fi sau nu va fi Vladimir Putin, nu cred că sunt semne astăzi că Rusia, Federația Rusă, se îndreaptă către o formă de democrație chiar și mai plăpândă. Eu nu cred că este doar domnul Putin care menține această situație de fapt la Moscova, ci cred că există un întreg sistem care menține o formă de autocrație în Federația Rusă. Și care, indiferent de și nu cred că se va putea menține. Da, Vladimir Putin este foarte influent, a reușit să
să mulți îl apreciau înainte, haideți să ne aducem aminte, înainte de acest război, pentru modul în care conduce el cu această mână de fier. Dar oricât de imperfectă ar fi democrația, este totuși cea mai bună formulă de a organiza și guverna un stat. Uitați-vă la noi, toată lumea are voie să-și exprimă părere în spațiu public. Ai voie să... sunt foarte multe drepturi pe care le ai, drepturi umane și cetățenești, care în state precum China sau Federația Rusă, ele nu există. Lumea se uită la lucruri mari. A crescut PIB-ul Chinei de nu știu câte ori în ultima perioadă. Da, dar oamenii ăia sunt ținuți într-o formă de teroare, dar oamenii ăia nu au voie să se exprime, dar oamenii ăia nu au voie la inițiativa privată. Uitați-vă la cel care oficial deținea acel site de echivalentul Amazonului, la Alibaba. La domnul Ma, care la un moment dat, probabil că a făcut o declarație care nu a convenit regimului de la Beijing și a dispărut din spațiu public.